Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea exact cine a pus ochii pe dumneavoastră. Voi folosi uh, trei cărți din Tarotul Rider-Waite, trei cărți din Tarotul Illuminati și trei uh, cărți din Oracolul Viziunilor Spirituale. Uh, astfel încât fiecare pachet va avea un număr predefinit de cărți, probabil din nou, de la unele pachete voi lua mai multe informații, iar de la altele mai puține. Asta depinde de fiecare circunstanță în parte, însă voi încerca să um, descriu cât mai specific posibil această persoană care se gândește la voi, astfel încât să puteți recunoaște persoana uh, dacă este ce, uh, deja în jurul vostru, dacă nu, oricum această persoană ar trebui să ajungă în aproximativ 2-3 săptămâni de la momentul vizionării acestui videoclip. Țineți cont că etalarea este generală. Deci aparent nu poate să rezoneze chiar cu toată lumea. Deci noi vom începe acum. Etalarea 1, etalarea 2 și etalarea 3. Eu voi începe cu etalarea numărul 1. Bun. Și vom vedea exact ce avem. 6 de băte, echilibrul, 4 de monede. Cifra 4 pare să fie din prima foarte interesată pentru voi, pentru că din oracolul viziunii spirituale, viziunilor pardon, uh, spirituale avem uh, 3 cărți și toate conțin cifra 4. De asemenea, uh, voi puteți avea un număr maestru de destin. Uh, și aș vrea să vă mai zic faptul că pentru voi uh, Datele de 4 și de 24 sunt foarte semnificative. Pentru fiecare va rezona un pic diferit, însă asta mi se pare foarte interesant. Deci, probabil aici încă n-ați cunoscut persoana sau cunoașteți de 4 puncte, ceva de acest gen. Bun. Um, în legătură cu această persoană. Această persoană poate să vină un pic cam îngânfată pentru gusturile voastre. Este o persoană a, care vrea să se vadă drept Este vrea să se vadă o persoană echilibrată, deși nu este neapărat cazul. Este o, e, o persoană care pune pe primul loc felul în care este văzută la nivel de grup, la nivel de societate a, și nu prea este o persoană foarte ancorată în... A, sentimente. Este o persoană care atunci când are uh, trăiri foarte puternice pe plan emotiv poate avea tendința de a bea, deși în condiții normale nu ar avea acest viciu. Îl folosește doar în momente în care uh, are trăiri intense. Este o persoană care îi place foarte mult să petreacă timpul în natură, iar în oraș se simte destul de uh, închis sau închisă. Este o persoană care are în jurul, în jurul său persoane mai mature, uh, are în jurul său persoane care au trecut prin diferite lucruri. Uh, deci, practic, această persoană se bazează foarte mult pe ajutorul prietenilor. Nu aș zice că ar fi neapărat ajutorul familiei, ci al prietenilor. Um, această persoană poate juca foarte multe jocuri mentale uh, în sensul în care vrea să vadă în cât timp îi răspundeți, vrea să vadă cum ați reacționat, dacă ar face ceva. Uh, cu toate că această persoană nu, e, nu ar fi rău intenționată neapărat. Uh, problema cu această persoană este faptul că vrea să testeze, vrea să încerce vrea să ajungă până la limitele nervilor oamenilor înainte de a-și asuma un angajament cu cineva uh, eu asta v-am zis ca să știți la ce să vă așteptați Bun. în legătură cu uh, această persoană respectiv ce va fi între voi a zice totuși că va exista un punct în viața voastră în care Practic, voi veți trece printr-o tranziție foarte importantă. Ei, în momentul la, persoana vă ghidează pentru a merge, pe, pentru a cumva vă arăta calea voastră personală. Însă, țineți cont că faptul că vă arată calea personală asta nu înseamnă că rămâne alături de voi. Deci, practic, aș vedea această um, conexiune ca fiind una temporară să fie un, un soi de aventură pe care voi îl aveți. Uh, și din care voi vă creați niște speranțe. Sincer vă zic, acele speranțe nu și-au rostul, uh, dar o să vedeți voi pe parcurs. Dar uh, ideea este că după această relație voi reușiți să vă îndreptați spre uh, ape mai line, spre un tărâm mai promițător, reușiți să vă puneți viața în ordine în felul în care nici nu v-ați fi gândit, dar asta pentru că această persoană este ca un catalist pentru transformarea voastră. Deci, să nu vă faceți iluzii cu această persoană nu este neapărat rău intenționată, dar asta este stilul, asta este felul, nu are rost să vă stresați prea mult pe tema asta. Bun, cam atât am avut la pachetul numărul 1, acum la pachetul numărul 2. Aici mi-am căzut patru cărți e în regulă. Um, bun. Aici am senzația că și voi urmăriți persoana aceasta de ceva vreme. Lucrurile uh, nu sunt cu totul noi, în sensul în care de mult uh, și voi și această persoană vă cam urmăriți. Aici este posibil ca pentru o parte dintre voi deja să mai fi fost odată o încercare de relație, dar care a eșuat între voi. Uh, mai ales dacă această persoană este în zodie de pământ și voi în zodie de foc sau viceversa. Aici, în special, vorbim pentru persoanele din zodii de foc, uh, bărbec leu, săgetător. Această persoană poate să fie uh, taur, fecioară, capricorn. Bun. Persoana voastră este destul de prinsă în anumite norme morale și în ceea ce gândește, uh, crede societatea. Trebuie să respecte foarte multe norme, poate să aibă o anumită funcție de putere, um, care îi solicită un astfel de lucru sau acest lucru poate fi pur și simplu în cadrul familiei acestei persoane. Uh, problema este că persoana nu prea uh, rezonează cu valorile familiei și are momentele sale în care caută să evadeze. Uh, referitor la voi, aș vedea această relație că a fost un dute vino con continu, pentru că toată situația a durat o vreme, pentru unii este posibil să fi durat chiar până la 2 ani, um, dar asta nu înseamnă neapărat că a fost ceva stabil. Această persoană se gândește la voi și nu cred că trece o zi fără să se gândească la voi, sincer, având pajul um, de cupe și șase de cupe această persoană pare să vă caute să se pozeze că este ok, că este preocupată, că are lucruri mai importante de făcut, dar asta nu înseamnă că v-a uitat. Această persoană mai poate avea anumite legături cu divinitatea sau uh, poate să practice un soi de manifestare sau de lucru cu ritualuri, chiar dacă nu îl conștientizează, pentru a vă manifesta în viața sa. Însă problema este... La fel ca și data trecută, această persoană este tot imatură, nu vă puteți aștepta la prea multe din partea ei. Această persoană, pentru unii dintre voi, poate fi la distanță și cumva așteptați să se întâmple ceva, să existe o mutare sau să existe un pas uh, făcut către posibilitatea relației dintre voi. Niciunul n-a renunțat la ideea asta încă, dar uh, Niciunul nu face niciun pas. Și aici, sincer, nu v-aș recomanda să faceți voi primul pas, pentru că această persoană este încă imatură. Nu aș vedea seriozitate din partea persoanei nici acum în momentul în care vine. Această persoană încă este prinsă de anumite lecții karmice pe care, prin care trebuie să treacă efectiv. Această persoană mai poate călători destul de mult în interes de serviciu. Cel puțin în general. Aici, între voi și această persoană, aș vedea o conexiune, cumva, prin flori, probabil. Mirosul la anumitor flori vă aduc aminte de această persoană, dar și viceversa, în sensul în care dacă. Um, vouă vă aduce aminte de această persoană un trandafir. Ei bine, uh, persoana, când vede un trandafir similar, și el se gândește la voi. Deci, este această oglindire de partea amândurora. Este posibil ca această persoană să scrie versuri despre voi. Ca și inițiale foarte importante, aș vedea așa. S N E R S din nou. S-ar putea să existe o literă dublată în numele persoanei. Și cam atât aș avea și pentru varianta 2. Bun. Și pentru varianta 3. Bun, aici avem o persoană care spune lucrurilor uh, pe nume, vrea să uh, se vadă destul de corectă, însă de foarte multe ori rănește cu cuvintele sale. Are o latură foarte artistică, uh, apreciază arta, apreciază frumosul, poate avea o inclinație către scris, uh, chiar dacă nu, să zicem, nu s-a făcut remarcat încă. Um, are o natură totodată și romantică, însă nu prea o lasă să se vadă. De cele mai multe ori o ține închisă. Este foarte probabil ca voi să primiți foarte multe semne uh, prin intermediul unor păsări negre. Bine, pentru unii poate să fie vorba de ciori, pentru alții pot fi alte păsări în funcție de locația în lumea unde uh, locuiți. Această persoană iese foarte mult în evidență, dar în momentul în care este în public se comportă total diferit față de cum este în intimitate, în sens, dar cum să zic nu în sensul pozitiv, adică această persoană pare foarte ok, foarte um, de treabă în exterior, însă de fapt este destul de dură, destul de um, sceptică, negativistă, e o persoană destul... Uh, de dornică de a manipula persoane, destul de dornică de a zice lucrurile într-un fel în care să rănească. Și dacă puteți spune, nu este vorba de manipulare, să zic, să aibă un beneficiu direct de la voi, un, un beneficiu fizic, nu e vorba neapărat de asta, poate să fie vorba uh, pur și simplu de situația că această persoană pur și simplu adoră să vadă uh, alți oameni și animăluțe cum suferă. Această persoană uh, pare să aibă un spirit foarte practic, însă de cele mai multe ori se bate, acest uh, spirit uh, practic se bate cap în cap cu tendința sa mai uh, romantică, mai emotivă, care de cele mai multe ori este închisă înăuntru său, iar în momentul în care această uh, starea, sa, de fapt, uh, acest fel al său de a fi Uh, își face simțită prezența, această persoană caută să se închidă și să dispară din viețile tuturor uh, până ce trece. Deci această persoană tratează latura aceasta mai romantică, mai poetică a sa, ca pe o boală, stă, se izolează și așteaptă să-i treacă. Nu aș avea foarte multe de spus în legătură cu această persoană, în afară de faptul că um, este o persoană care nu prea face mișcări. Uh, Prima nu prea este genul de persoană care caută persoane, așteaptă să fie căutată această persoană, dar în momentul în care nu mai poate și nu mai poate da, într-adevăr, face primul pas, dar ține de orgoliu, normal că nu se putea diferit, dar pe cât posibil poate să stea și cu anii fără să dea mesaj către persoana iubită, doar, doar, poate, nu mai e cazul să dea el primul. Ține foarte mult la avea o poziție de superioritate, însă din cauza asta foarte mult are de pierdut. De asemenea, dacă această persoană are de gând să facă niște investiții, riscă să facă niște investiții destul de greșite, deoarece cu toate calculele sale și cu toate uh, gândurile și articolele studiate și așa mai departe, această persoană se încăpățânează în momentul în care, în domeniu nu mai are nicio șansă. Dacă așa i s-a părut că a funcționat foarte bine de 2-3 ani încoace, înseamnă că și acum, în ciuda tuturor problemelor, um, trebuie să meargă. Lucrurile nu stau chiar așa și aici vor apărea niște probleme financiare, în sensul în care investiția sa nu își va merita banii și vor fi niște bani pierduți. Cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este util această etalare A, și să ne revedem cât mai curând. La revedere!